aici au fost afectat pe raionul Ungheni, unde au fost, sunt înregistrate 1062 de case de locuit afectate, în special unde Petrești, noi avem 297 case de locuit, unde este necesitate de 23.000 foi ardezie, în Mideleni, 20 de case cu 2.000 de foi de ardezie, Toderești și Greseni, 200 de case afectate, cu, avem necesitate de 20.000 de foi de ardezie, Cornești și Romanovca, 50 de case de locuit, 400 de foi de ardezie, Bumbăta, 275 de case și 4.000 de foi de ardezie, inclusiv în Bumbăta a fost afectat cablul de curent electric, unde fiind deteriorat și la contact cu solul, decedat, patru bolini. În Blindești și Sculeni, 220 de case de locuit, 3.000 de foi de ardezie.